Proiectul, da, proiect decizie sau nu? Oameni buni, țin minte la stadion, de fiecare dată când se ridica întrebarea la stadion, în consiliu trecut, fix așa arsuri era și fix așa discuții, că dacă nu, punem cruci și puteți lucrările cele, dacă nu, ia că și așa s-au pus cruci, s-au dat bani destui cât le-au trebuit și așa s-au pus de astea. Propunerea constructivă întâi de făcut acoperișul și șemei necesare. Noi percepem la drum sau nu percepem, asta e întrebarea. Facem ceva. Acoperișul? Acoperișul trebuie. Eu sunt pentru Ocean în primul rând acoperișul. Dacă mai sunt bani, mai faceți și altceva. Dar vă vrăți în datorii, jucați în cărți pe datorii, asta nu e corect. Domnul președinte a comisiei, vă rog să vă expuneți, poate formim o dată. Domnul președinte, așa funcție, eu consider, cum am expus, am pus în fața locului. Eu am văzut două lucruri bune, apropo, prima dată am văzut două lucruri care astea. Am văzut sala așa, pentru o sală foarte frumoasă, și am văzut directul care are din ochi care vrea să fac ceva. Care, habar nu are, apropo, nu spus și pe ei, habar nu are și vorbim noi astăzi. Putem fi dumneavoastră, trebuie să-i la curie. Dacă îți faci preparații astea. Conceptul este greșit. Ce a spus domnul Badan, eu 100% susțin. Facem acoperișul și lucruri, facem ca cât de cât să nu pierde casa de cultură, să ne plac, să fie apă. Acolo am înțeles că este un problem și cu energie electrică, gaz și cred că astea pe doar ne ajunge. Pregătim? Eu spun, ce să vorbim despre istorie, dați-mi voi eu vorbesc cu domnul. De pregătit, din punct de vedere științific, de făcut chiar și că este comisie prin municipală, prin sesiune cultură. Eu am uitat să niște oameni dușe care lucrează în sistemul respectiv. Este domnul care scrie istorie și inclusiv este scris despre o fătă deputat. Care poate să ne ajute. Ca să facem un proiect de adevăr, vital, sfinte adevăr, cu reparații, cu proiect
condițional. Noi banii să găsim, domnul Dan. Și pot să vă spun și ieșirea. Funcția de persoană care e în primărie, care e pe achiziții, pe condițional, au trăiesc la euro Innova Invest și eu vă garantez proiect de condițional de reparație casă. Noi, paralel, trebuie să ne ocupăm cu lucrul ăsta, ori nu? Adică, și proiectul științific, paralel, să ne avem și reconstrucția la casă. Dar acum trebuie, câți bani avem? Nu trebuie, noi Este o pandemie, nu știu ce se spune. Este o pandemie, eu cred că o casă de cultură, într-o societate, cum am vrea să fie și a noastră, ea trebuie și poate deveni rentabilă. Ori, accentele despre care vreau să vorbesc și domnul consilier Bulat le-a atins parțial, sunt evidente. Noi trebuie să soluționăm problema ambalajului, dacă vreți. După aceea, interiorul se discute, se pune la punct. Avem exemple foarte frumoase. Uitați-vă la colegii noștri de la Budești, unde frumosul utilul este îmbinat și rentabil. Avem posibilitatea să o facem. Acum, trebuie să alocăm aceste mijloace financiare, să pornim lucrările, și după aceea, în interior, se pot face tot felul de cercuri, tot felul de tabele de zi, tabele de bară și așa mai departe, studii și clienți și așa mai departe. Nu. Asta este părerea mea. Noi avem exemple, haideți să uităm și la deci. Acordăm niște mijloace, dar avem posibilitatea să strângem roada mai târziu.